plus 1 pe 6. Așa. Plus 1 pe 10. 1 pe 10. Plus puncte, 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 puncte. Plus 1 subtrag 45. 45. Și ce idee mai are? Dar ea tu, poate ai și tu. Păi, practic, e aceeași propoziție. De aici. Da. Ieșiți ăsta, așa în varianta asta, n-ai ce mai face, deci. Așa iniți. De aceea, Davide și cu Daria, deci mă întorc înapoi să surprindem ideea dinainte. Mi trebuie să afară acolo produs de doi termeni consecutiv sau la două distanțe, doi pași de distanță. Așa, mă, cum face? Cum e? Hai să scriu pe 2, să-l las pe 2. Să nu te uiți la 2. Bun. Pe 6 să scriu ca... Davide? Să scriu pe 3. Mai fi de 2. Pe 6 poți să scriu ca 3 plus 3. Sau ca să fie convenabil 2 plus 4. Dar având exercițiul dinainte, copii, un pic legați. Pe 2 îl putem scrie ca 2 ori 1. 2 ori 1 și pe ăla poți scrie 2 ori 3. 2 ori 3. Deci scriu ești așa, egal cu 1 supra 1 ori 2. 1 ori 2. Plus. 1 supra. Pe 6 cum îl scriem? 2 ori 3. La ce îți folosea 2, 3 plus 3 sau 4 plus 2? La nimic. Pe 12 îl scriem ca fiind? 1 supra. 1 supra. 3 ori 4. 3 ori 4 sau 6 ori 2. Nu, atenție. A fost exercițiu dinainte, Davide. Că să le am așa. Ca să-l obții de 1, la diferență de 1 acolo. Autorul i-a mulțit. Exact. Ca să vadă tu să te prici. Asta, pe 20 cum? 4 ori 5. Plus și așa mai departe. Plus, acolo cât? 9 ori 10, corect. 9 ori 10. Autorul a fost șmecher și nu mulțit. Și acum am aceeași regulă care vă mătea cu profesor. Ca să te dea deoparte din negreșit. Exact. Ca să nu dăiești. Exact. Da? Și acum e regulă aia. Secvența 2 minus 1, 3 minus 2 și așa mai departe. Și rămâne 1 pe 1 minus 1 pe 10. Exact, asta e final. 1 pe 1 minus 1 pe 10. 1 pe 1 minus 1 pe 10. Asta e același viitor. Și 10 minus 1, 9 pe 10 și pe 10. Final. Deci asta a fost. De, vezi? Dacă nu ai... Da, părea că, dar exercițiul dinainte nu-i degeaba au fost. Deci, ele se leagă. Așa, așa, dacă vrei să adun aceeași mitos, dar nu avem nicio șansă. Păi să te prinzi chestia asta. Numai așa se face exercițiul. Altfel nu. Insist și spun, dacă sunt consecutive, atunci e 1. Dacă sunt la distanță de 2 unități, îi trebuie să fie 2-ul. Și vine tu cu soluția asta, te-ați face asta clasă și dacă vii cu soluția asta, cum ții cu 2, dai pe spate. Foarte tare. Îi dai pe spate, atenție. Am unul acolo, am nevoie de 2, mulțesc totul cu 2. Da. Hai, pune-o repede. Deci, prindem exercițiile în partea ascunsă. Asta vreau. Facem o variantă de teză, domnule. Da, da. Variantă de teză. Varianta viteză. Așa. Da. Haideți să facem una mai, să vedem, repede. Eu am făcut poze să cât voi putea să lucrez și eu cu Dare. Mi se pare interesant variantele astea. Subiectul 1, știți că la clasa 8-a, domn profesor. Subiectul 1, primul exercițiu. Ei completează aici direct pe foaie, Dare. Așa. Un număr prim cuprins între 20 și 30. Deci un număr prim. Între 20 și 30. 23. Dar poți fi atent și tu? Da. Hai. 23. Numai 23 ar spune? Da, au zis un număr. Unul singur, trebuie să scrie pe foaie. Da, îi scrie. Bun. Deci 23. Pentru că 20 e mai mic decât 23, mai mic decât 30. Mai erași 29. Da. Erași 29, sigur, da. 2. Așa, 1, 2.
că refleze-te și tu. Dacă M este mijlocul atului AB. M aparține lui AB așa încât AM să fie egal cu MB. Și AM egal cu 6. Iar AM egal cu 6. Care concentrează. Atunci? Cât este AB? AB. A, bine, ca să șurie, ca să iei toată lumea o notă. Da, da, da. Așa se dă și la o opera, nu... 3. Cel mai mic număr natural n pentru care 2n minus 3 mai mic decât 23 este... 2n minus 3 mai mic decât... Cel mai mic. Da. 2n minus 3 mai mic decât... Mai mic decât 23. Decât 23. N egal cu... 2. Minim. 2. Cu este adevărat, Daria? De ce nu a zis 1? De ce nu a zis 1? Deci e negat cu 2. E negat cu 2 pentru că 4 e cel mai mic, a zis. Cel mai mic și natural, domnul mai zis. 4. Scris sub formă de fracție ireductibilă, numărul 0,6 este... 0,6. Hai, concentrați. 0,6, atât fără bar. 6 pe 10. Fie doar atentă și la 6 pe 10. Se modific prin 2. Da. Vine 3 pe 5. 3 pe 5. 5. Vedeți cum se dă șansa copiilor să ia un 7 și la cei care... Care nu vor să învețe. Da. Deci nu de așa. Dacă OC este bisectoarea unghiului BOA... OC. E bisectoarea unghiului BOA... Băieți, v-ați făcut o figură BOA. În minte aveți figura BOA. Da. OC. Iar măsura lui BOC e 70 de grade. Măsura lui BOC. E 70 de grade. Atunci măsura lui BOA este? 140 de grade. Măsura lui BOA este egal cu? BOC ori 2. BOC ori 2. Da. Voi vă faceți o figură ca să nu greșiți, fac bisectoarea în parte, asta e 70, fac, gata. Da, da. Ori măsura lui B. Lui BOA. Adică 140 grade. Da. Bun. BOA. Da, da, e corect. Și cam cu 140. 5 până la urmă. Nu, nu luai 5, așteaptă. Că 30 de puncte este aici, mai sunt. 6. Da, 3. 6. În funcție de măsură, putem clasifica unghiurile. În funcție de măsură. Da. Putem stabili natura unui unghi și cu ajutorul echerbului, care se așează ca în desenul de mai jos. Se pune un desen, faci IFE și da. Se pune un echier din ăla ca al nostru. Da. Așa. Deci vezi, faceți un altru. Unghiul GFE. FE. Nu, nu zici bine. FE pe linie dreaptă, domn profesor. FE pe linie dreaptă, la 6. Da. Deci fui ei pe linie dreaptă și apoi echierul, așa, faceți un G, așa, la un 45 grade, așa. Nu-l dă, zic da. Eu, la un 45, G. G, aici. Nu dă unghiul. Și apoi pune echierul. Ăla, așa, da, îl pune echierul, domn profesor, da. Drept, nu. Uite așa, nu. Cu latura lungă, nu, cu latura lungă în sus. Poate. Deci cu latura lungă în sus. Invertăm. Cu latura lungă în sus o pune, în așa. Sus. Așa. Așa. A, așa, așa o punem în figură. Așa, deci, în funcție de măsură, putem clasifica unghiurile. Putem stabili natura unui unghi și cu ajutorul echierului, care se așează ca în desenul de mai jos, exact așa cum a făcut domn profesor. Astfel, unghiul EFG este unghi... Este unghi al... De care, Daria? Ascuțit! Așa, mai mic e mai mic de 90 grade, când de aia m-o pus echierul. Asta vreau să mai mic de 90 grade. Dar dacă ar fi fost așa unghiul? Dar dacă era așa. Era deja... 8-uz. Așa, mai mare. Și dacă ar fi fost exact așa pe tine, s-ar întâmpla să fie așa. Ce fel de aia? Drept. Deci, cu echierul ne putem pronunța asupra faptul că unghiul e mai mic decât 90 de grade, mai mare. Și atunci ascuțit. Ascuțit. Mai mare. Și 8-uz. Ești de-abia acum aveai 3 puncte și punctul din oficiul e nota 4 până aici. Da. Subiectul numărul 2, scrieți acolo, domnul profesor, că e cel bine. Subiectul numărul 2, tot 30 de puncte sunt, dar mai 3 probleme acum. Așa. Desenați în unghi BCA. Cu măsura unghiului BCA 60 de grade. BCA. 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 Măsura lui BCA este? Cu măsura lui BAC. Egal cu da, puțin, că l-am zis bine. Desenați un unghi BAC, domn profesor.
Desenați triunghiul. Triunghiul BAC. Triunghiul BAC. Măsura unghiului BAC, 60 de grade. Știind că măsura lui BAC... 60 de grade. Da. Măsura lui BCA, 30 de grade. BCA. 30 de grade. Da. Și AC, 5 cm. Dar AC egal cu 5 cm. Cum desenăm triunghiul? Cu tulet. Vedeți aici scrie, pe foaia de teză se trec rezolvările complete? Acum. Acum. Deci da, nu scade dacă nu facem desenul. Ba, trebuie să vă... Nu ne scade. Normal. Normal. La toată lumea, nu mai bun. Dacă nu faci desenul, nu poți să-ți dai seama. Dar hai să vedem, dacă aveți o latură de 5 cm și 2 unghiuri. Simt că bulacă era 60 de cm. Deci o luăm pe asta de... AC-ul, da? Mai întâi de 5 cm. Hai să o desenăm. Uite, A, C. Am desenat. Ați făcut-o cam jos. Da. Cam sus, da. Nu contează. Da. Și acum cum se facă, domn profesor? Păi facem un unghi de 3, de 60 de grade. Pe AC deci, o aveți? Păi pe AC. În ce îl faci? În ce poziție? În ce punct? Punctul scrie A. Așa, deci acolo o spune 60 de grade. 60 de grade. Deci l-am luat 60 de grade și am desenat asta. De AC. Așa. Perfect. Și acum aveți și BCA. Cum facem? Păi BCA, o să punem raportorul cu mijlocul în cer. Și o să măsurăm 30 de grade. Și măsurăm 30 de grade, da? Și dacă luăm... Am găsit triunghiul, cunoscând, practic... Să punem și un... Unde? B, B sus. Un B așa. Cum putea să punem? Putea să punem și un AB. AB, dar nu este AB. Dar nu avem unghiul. Avem unghiul din capetele segmentului. Deci avem un segment și unghiul la capete. Un segment și unghiul la capete. Deci în clipa în care am un segment și unghiul la capete, atunci se desenează numai așa. Da? Deci nu puteam în B. Nu aveam unghiul în B. Bun? Bun. Altul. 2. Adică subiectul bun. 8, cum ar veni. Că suntem la 7, era acolo. Da. Aici e 7 și 8. 7 și 8. Și mă cât am? 5 și 10. Stai puțin, că zic eu acuși. Determinați elementele mulțimii A mare, știind că... Determinați. Da. A egal cu, tot X din E. Cu proprietatea. Da? Nu. Okay. Cu proprietatea X plus 2 pe 3, aparține lui N. Și X mai mic decât 16. X plus 2. X plus 2 supra 3, aparține lui N. Și X mai mic decât 16. Virgule. X mai mic decât 16. Păi, X-ul poate să fie, într-un prim caz, 4. X-ul poate să fie și 1. Poate să fie și 1, 4. Păi trebuie să-i pregurăm. Că nu poți să iei după bunul tău, dar trebuie să le pui pe trebuie să-i luăm la... Da? Toți X-ii din el, mai mici decât 16. Da. Care e primul X? Ca să nu pierzi niciunul, David. 1, 4. 1. Acum vezi cu 2. 1 plus 2 merge. Pui cu 3. 1, 4. Vine din 3 în 3. Deci mulțimea este formată din cine? 1, 4. 1, 4. Pentru că motivezi tu. 1 plus 2 supra 3 este egal cu 1 plus 2 fac 3 pe 3 și face 1, care e număr natural. Apoi, următorul X, asta a fost X egal cu 1, da? X egal cu care merge după aceea? Păi o să vină cu 4, o să fie din 3 în 3. Așa, X egal 4, cu 4. 7, 10 și 13. Așa, deci va veni 4 și cu 2, 6. Supra 3. Care e număr natural. La fel, X egal cu 4, am zis 7, și vine 7 plus 2 supra 3, care e număr natural. X egal cu, cât ați spus, până cu 10. X este egal cu 10. Și unde rezultă că 10 plus 2 supra 3 este egal cu 1, 12. 4, 7, 10. 10, 3, 10, 13. Da. Și atât. Și fără 16, nu am voie să rămâne. Nu, pentru că nu mai e mică. Și așa fel la mulțimea, dar după ce arată chestia asta. Și 9. 9. Și dacă făceați și subiectul ăsta 9, luați 7. Wow! Da. Da. Unghiurile, dar faceți de acolo, că e mai mult.
Unghiurile D, E, A și A, E, B, D, E, A și unghiul A, E, B sunt adiacente A, E, B. E la mijloc, domnul profesor. A, E, B. A, E, sunt adiacente? B. Sunt adiacente, adică cum sunt? Cum sunt? Cum sunt alea dacă sunt adiacente? Dacă sunt adiacente, au... Nu, vreau să zic, vecine. Un cuvânt, vecine, așa. Așa. Și sunt adiacente complementare. Eram sigur. Cu măsura unghiului A, E, B, măsura unghiului A, E, B, 60 de grade. Așteaptă-le să vezi întrebările. Care este complementul? Aflați măsura unghiului D, E, A. Gata. Aflați. Măsura lui D, E, A. Măsura lui D, E, A. Și la B, dacă E, ce este bisectoarea unghiului A, E, B? B. E, ce? Bisectoarea unghiului A, E, B. A, E, B? A, E, B. A, E, B. Arătați că E, E, A este bisectoarea unghiului C, E, D. Asta să arătăm. Dacă de unde e C, E, D? Să arătăm că E, A este bisectoarea unghiului C, E, D. Aici deja trebuie să... Să faceți figură, să vă uitați. Așa, adică rău, la primul deja e ușor, adică. Hai să vedem ce înseamnă adiacentii complementari. Stați puțin să... Dar ea cum înseamnă? Cum să-l facă domnul profesor, ca și desen? Facem unul de 90 de grade, pe care îl luăm de câte... Și o să împărțim, o să facem unul de 60 de grade. Aici, aici să spun cât, Daria, aș spune. Adică, o să punem, o să punem A, B, jos. Ia uite, D, E, A și A, E, B. Ia vezi care e comună. Și la unul și la altul. O să punem A, E, U, jos. A, E, U, dacă e comună, unde o îl punem? Unde o să fie? Dacă e comună, Daria. Deci A, E, e comună. Deci A, E, o să fie la mijloc. A, E, U, să fie la mijloc. Așa. Nu, da, aici la mijloc, între ele. Între ele, adică când împărtem jumătate. Și atunci, Daria, D sau B aici. B acolo. B jos, E, U, E, U, E, U. Este aici, nu? Da, eu e și eu e acolo. Și au acum vedem. Un unghi de 60 de grade. Dar ne mai zici ceva, cum măsura lui A, E, B, 60. Fără să spun că facem un unghi de 60 de grade. A, E, B. Punem pe, pe ce dare, pe ce dată îl punem? Ca să facem unghiul A, E, B. A, E, B. Da, și pe ce unghi punem? Ca să facem de A, E, B. Pe latura e B, ăla o avem, ni sună deja, da, e B punem, nu fie D. Ne telefonează asta. Da, A, E, B. Da, de 60 de grade. Da, și acolo, au interior. Și iată cum am găsit. Ăla e 60 de grade. A, E, B de 60 de grade. Bun. Și acum, un pic, Daria, fii atent, Daria. Unghiul D, E, A și unghiul A, E, B sunt adiacente complementare, corect? Corect a făcut o figură, Daria? Da. Cu măsura unghiului A, E, B, 60, așa e, B. Adiacente și complementare. Da? Deci sunt vecine și unul mai mic și unul mai mare. Care e măsura lui D, E, A? 30 de grade. Da, da, 30 de grade, așa am văzut, da. Deci tu cum spui aici, la redactare? La redactare. Eu spun că unghiul D, E, D, E, B egal cu 90 de grade. Așa. Dar faptul că sunt adiacente complementare, spunem că măsura lui B, A, măsura lui D, A plus măsura lui A, B. B, E, da. A. Plus măsura, plus măsura A, E, B. A, E, B. Așa. Este egală cu 90 de grade. Știm deja că măsura lui A, E, B este egală cu 60 de grade. De unde rezultă că măsura lui D, E, A plus 60 de grade este egală cu 90 de grade, vom scădea 60 de grade, de unde rezultă că măsura lui D, E, A, A este egală cu 30 de grade. D, E, A, egală cu 30 de grade. Pentru B acum. E că este bisectoarea lui A, E, B. Păi înseamnă că pe A, E, B o să-l împărțim în două... A, E, B. Îl împărțim bisectoarea în parte, un unghi, două unghi. Egal. Da. Adică... Ăsta când va fi, ăsta când 30, 30. Așa.
Ăsta l-am aflat pe 30. Păi ale 30 și 16. Și o să ne vedem la redactat. Păi da, AI este vizitoarea lui CEDU. Sigur că nu. Deci faptul că e a... Cum redactăm aici? E... Păi, pot să spun DEA plus... E ce? Nu, scrim, ești pe că e ce? A. Vizitoarea lui A, e B, da? Și am pus să spun că 2A plus AEC plus C, B egal cu 90 de grade. Dacă e bisectoare, și spune, dacă e bisectoare, zic atunci că e C, E, B, da? C, E, B egal cu C, E, A. Măsura lui C, E, B. Egal cu măsura lui C, E, A. C, E, A. Egal cu 30 de grade. Păi și acum pot să spun că pot să spun DEA plus AEC plus CEB egal cu 90 de grade, de unde rezultă că EA, de aici că EA este bisectoarea. Da, am aflat pe DEA. Da. O știm mai înainte. Păi este 30 de grade. Măsura lui DEA, adăugăm, măsura lui DEA egal 30 de grade de la punctul anic. Demonstrat, da? Demonstrat la amic. Demonstrat la amic. Atunci, din astea două, reiese că măsura lui D e A egal cu măsura lui A e C. C egal cu măsura lui C e B. Nu mă mai interesez măsura voastră. Am mai spus două. Măsura lui D e A D e A egal cu măsura lui A e C. Și egal cu 30 de grade. Și atunci din asta rezultă că e A. A este bisectoarea unghiului de E. E A. Bisectoarea unghiului de E. Da? Bis, da? De E. Deci așa trebuie să redactăm. Da? Așa trebuie să redactăm, dar altfel nu se înțelege. Altceva? Da. Mai avem subiectul 3. Da? Da, 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 da. De pe aici avem 3 puncte care fac diferența. De pe aici e mai greu puțin. Deci, exercițiu 10, cum ar veni. Da, 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 da. Amic, arătați că numărul T mic egal cu... Da, s-o descărca cu aplicație. Deci, arătați că numărul T mic egal cu 5 la N plus. T mic. T, T. Arătați că... e egal cu 5 la N plus 6 la N plus 9 la 2014 este număr par oricare ar fi N din N să la zândarea sau de așa 5 la orice cutere se pune cu 5. Deci ar spune că aș lua deoparte că T egal cu 5 la N egal cu ultima, egal cu puncte, puncte, 5, ultima cifră, da? Oricare N am luat. 6 la N, tot așa, oricare N am luat. 5 la N mai e. Apoi 6 la N egal cu... Oricare N am luat cu 6 la sfârșit. 6 la sfârșit. Și 9 la 2014? 9 la 2014 faci 9 la 4. 9 la... cum am făcut ce am înainte, 9 la 1 egal cu 9, 9 la 2 se termină în... Păi de câte ori? În 1. 9 la 3 se termină în 9. Și o să fie doar două variante, 9 și 1. După aia 2014, 2. La 2. Da. Și observăm că e număr par. Da, și o să fie... Deci, ai spus așa, că 9 la 1 puncte, puncte, 9. 9 la a doua egal cu 1. 1 la ultima cifră. 9 la a treia egal cu iar 9. Și mai departe. Sesizăm că lungimea ciclului de repetiție de 2 în 2, și anume 9 la puterea 2014. 2, 2 la puterea K. Deci când la putere pare, la a doua, la a patru, la a șasea, se termină în 1. 1. Deci egal cu puncte, puncte, 1. Iar 9 la 2 capuri, se termină în 9. Termină în 9. Și la noi la ce putem? Se termină în 1.
Și o să fie par. La noi 2 9 la 2014. Și să spui ca 9 la puterea 2 ori 1007 și egal mai departe, conform ceea ce am dovedit, egal cu 1. Numărul în care terminăm. Adică înseamnă că N, T, este egal cu par. Și atunci T egal cu puncte, 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 6, plus puncte, puncte, un număr lung care termină în 5, plus un număr lung care termină în 6, plus... care se termină în 1. Și final... face un număr lung care se termină în... 2. 2. Da, 2. Deci te ajută că e T, 4. T egal număr 4. 11. Pe laturile unghiului X sau Y. Deci, pe laturile. Deci avem o ipoteză unghiului X sau Y. X sau Y, da. X sau Y. Se consideră punctele A și C, aparțin sunt pe OX. Deci, A și C. A și C. A, C. C. Aparțin OX închis în O. Da, o X, X pe latura O X. Pe latura O X. D și D sunt pe O Y. Astfel încât O A fie congruent cu O B. Așa încât O A. O A congruent cu O B. O A, segmentul O A congruent cu segmentul O B. Și A C congruent cu B D. Și A C congruent cu B D. Se notează, se notează. AD intersectează BC în M. AD intersectează BC în M. Egal mulțimea formată din A. Demonstrat. Că triunghiul AOD... Concluzia. Triunghiul AOD, dar i-au făcut. Triunghiul AOD este congruent cu triunghiul BOC. AOD congruent cu triunghiul, triunghiul BOC. BOC. Și la B. Arătați că OM... OM este bisectoarea unghiului XOY. OM este bisectoarea unghiului XOY. Dar fii tu atentă, te rog. Asta că nu... Tocmai, dar vreau să fii atentă că poți. Mâine ai teză și ți-e rău, ți-e rău, tot teza ai. O să-ți dau ceva în Europa. Și te rog să fii atentă, da? Deci, care nu știe congruența. Ba da. Știi congruența? Normal. Două segmente sunt la fel. Hai să vedem. Să vedem dacă ajungem acolo. Nu e suficient. Uite, să luăm un bit Y. Da? Demonstrație. Haideți să facem de figura după. X, O, Y. Se dă unghiul acesta. A și C pe OX. Și B și D. Dar nu oricum. Încât o A să fie cât o B. Deci dacă iau aici A și din face tot să fie o A cât o B. Uite că B-ul era pe cealaltă parte, nu trebuie, da? Da, 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 da. Atenție. Și AC e cât BD. Adică AC. Cât iau aici? Iau și în partea asta. AC cu BD. Și arătați, domn profesor, asta că sunt congruente, zice. Deci, aia ca să arată asta, voi spune, iată aici. Asta cu asta. Cu oculare. Da. Și pe de altă parte. AC cu BD. AC cu BD. Iar și le-am luat congruente, da? Bun. Faceți cu două linii, dacă... Ați luat și cu culoare, dar nu vreți să vedeți. Da. Atunci... Punem două linii pe ele. Așa. 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 Bun. Perfect. Se vede bine acum. Ce mai știm? Mai știm ceva? A, D se intersectează cu B, C. Da. Hop, hop, perfect. În punctul M. Da. Acest un trebuie, vedem punctul M. Să arătăm că triunghiul A, O, B. A, A O, O. A, A, O, B. Asta nu-i ochi. Așa. Triunghiul. Dar dacă e triunghi, înseamnă că trebuie. Facem noi triunghi, Daria. Triunghi A cu B. Deci, e vorba? De A, A O, B. B. Și unii pe A cu B și îl facem triunghi. Uite așa, l-am făcut. Să arătăm că A, O, B. Cu... Nu, te măsați A, O, D, domnul profesor. A, O, D, I cu B, O, C. A, O, D, așa, A, O, D. A, O, A, O, D. Da, A, O, D. Faceți-l cu o culoare. A, O, D, așa. Ăsta. Să arătăm că e congruent cu triunghiul B, O, C.
De orice. Păi așa are de 10 ori. Hai, și vorbești și tu, Daria, că David nu știe. Da. Că n-a făcut. Hai. Da. Auzi, deci, de orice. Cum face? Fie triunghiuri. Aude și... Deci, cele două triunghiuri care ne cere David, ar trebui, dacă le-am pune și le-am suprapune, nu trebuie să coincidă. Asta trebuie să fie. Ori, le luăm să le analizăm. Fie triunghiurile. A, O, D. Triunghiurile A, O, D. Și triunghiul B, O, C. B, O, C. Acolo. Despre cele două triunghiuri putem spune. Pentru început, ce mi se dă din ipoteză? Așa, să vedem acum, ca idei, orice triunghi, câte elemente are? Are 6 elemente. 3 laturi și 3 unghiuri. 3 laturi. Orice triunghi, David, când luăm la discuții. Păi, David, 3 laturi și 3 unghiuri. Da? 3 laturi și 3 unghiuri. Dar da? În total sunt 6 elemente. Ca să arătăm o cază de comunență, avem nevoie de 3, doar. Deci, ca să arăt că triunghiul ăsta, dacă îl vreau să-l suprapun peste cealaltă, să fie egale, perfect, să fie egale, nu-i nevoie toate cele 6 să fie congruente, 2 câte 2, ci doar 3 din ele. Deci am spus că 3 laturi, da? 3 laturi care, și 3 unghiuri. Și atunci care sunt cazurile? Care sunt din cele 6 în total, doar 3 din ele. Dacă e numai lat, numai unghiurile, e posibil dacă e numai unghiurile. Adică eu pot să iau așa, triunghiul ăsta, și cu triunghiul ăsta, uite așa, Davide. Au unghiul de aici cât ăsta de aici, ăsta care să-l fac cât ăsta de aici, ăsta de aici cât ăsta. Dar ei nu mai sunt congruente, unul mai mic și altul mai mare. Deci dacă eu numai unghiurile congruente, nu-i treaba de ăștia. Deci, dacă ar fi laturile congruente, este un caz. Unghiurile mereu sunt congruente. Depinde acum. Da. Deci, pentru congruență să fie toate laturile congruente, e de treabă vrei de ștate. Vrei să scriem toate posibilitățile, adică laturile și laturile să le scriem? Păi tocmai trebuie să le trezești și pe ea. Să le spun eu și le sau nu, vreau să spun, să punctăm și pentru tine și pentru colegii care urmăiesc. Deci, triunghiurile sunt congruente dacă au toate laturile congruente. Da. E perfect, le punem să suprapună. Dacă au două laturi și unghiul dintre ele, dacă au latura asta și asta, și unghiul dintre ele, iarăși, ele sunt congruente, deci, câte două laturi. Deci toate laturile e un caz. Deci aici ar fi latură, 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 toate laturi. Ar mai fi un caz latură... Ar mai fi un caz să aibă câte două laturi și unghiul dintre ele, latură, unghi, latură, și ar mai fi, unghi, latură, unghi. Și ar mai fi un caz câte un unghi, latură, unghi. Și mai este un caz, ăsta e opțiu, adică nu e tot timpul, e mai rar se întâlnește, latură unghiunghi. Da, dar aceasta e o consecință, am spus noi, da, cazul 4, da. Cazul, da, cazul 4. Dar totuși e deci, important să nu le încurcăm unghi, latură unghiu, latură unghiu, pentru că se poate confunda. Da, latură unghi-unghi să nu confundăm cu latură unghi. Pentru că una e o latură unghi-unghi și una este unghi-latură. Eu aș spune că acest caz cu latură unghi-unghi e ca și cum aș lua unghiul ăsta și-l pune în partea asta. Da, urmează, e foarte important. L-am găsit în probleme, domn profesor, și l-am găsit așa și dacă ea știa numai că latura și unghiurile de lângă ea, atunci cazul ăsta 4 nu mai intra și unghiurile alea nu mai erau congruente. Da. Eu am spus că dacă nu știi așa. Bine că au consecința faptului că suma unghiilor fac 180 grade. Da. Și la celălalt treilea unghi, dacă suntem unghi, la altul unghi, al treilea unghi de la sine prins. Și de aceea l-a mutat autorul... Și-l dă în congruența triunghiilor. Da.